Puțin despre Muzeul Vârstelor. Avem chiar acum un material de prezentare pentru această colecție permanentă. Este o Despre ce expoziție este vorba? permanentă, este prima expoziție cu profil de antropologie urbană din România. În Europa sunt foarte puține și este practic un proiect pe care l-am început cu ceva ani în urmă și are la bază, dacă vreți, un program de cercetare în urma unei școli postdoctorale între 2011 și 2012. Și am fost foarte tentat să văd în ce măsură tehnologia ne-a modificat modul de viață în spațiul privat, dar și la birou, deci în spațiul public, în decursul a 300 de ani. Sunt povești legate despre spațiul public, așadar, dar mai ales despre viața de acasă, iar tot ceea ce ne înconjoară pe măsură ce creștem, mă refer la școală, mă refer la cariera pentru care ne pregătim, dar mă refer mai ales la intimitate, care adesea este un șantier deschis toată viața, nu-l termin. E bine, toate aceste anvelopări de stări sufletești, până la urmă, la capătul drumului, la semnătute, arată ceea ce devii și se vede pe chipul tău dacă ai fost fericit sau nu, dacă ai avut o carieră care a presupus socializare sau închidere în sine, iar acest exercițiu a devenit funcțional, iar cei care participă la el consideră că, într-adevăr, găsesc răspunsuri la o serie de întrebări pe care și le pun. Este un proiect expozițional reușit și suntem foarte bucuroși că l-am putut pune pe picioare anul Sunt trecut. inclusiv aspecte ale vieții casnice, sunt obiecte casnice, sunt obiecte obișnuite, folosite de oameni obișnuiți de-a lungul timpului. Cum ați observat că evoluează lucrurile? Vorbeați ceva mai devreme de tehnologie. Da, să vă dau un Vă rog. exemplu. Sunt câteva micronarațiuni care sunt dedicate acestui fenomen. Să luăm de pildă, din perspectiva asta, accesurile pe care noi le-am creat, le-am inventat pentru a ne spori cumva confortul legat de apropieri. Oare ne-am apropiat sau ne-am distanțat de fapt? Și avem într-o vitrină expuse o scrisoare de secol XVIII final cu instrumentele de rigoare, da? Până la, dacă vreți, tableta de astăzi, unde cuvintele devin comprimate și transmitem frânturi sau fragmente din ele din care putem intui cifrat ce vrea să spună partenera de viață. Bun, eliminarea timpului care ți era destinat să te adresezi celuilalt a însemnat că în spațiul ăsta fluid al sentimentelor trăiești cu rapiditate și îți dorești cu rapiditate cât mai mult. Drept urmare, arzi etapele și, din nefericire, se ard și etapele intimității. Ajungi foarte repede la plictiseală sau vrei să variezi, este un panel interesant, nu intrăm în detalii, dar faptul că am investit în acest plus de confort, el nu ar trebui să afecteze intimitatea. Sau cum alungăm plictisala de acasă? Este un spațiu dedicat muzicii și avem de la instrumentul rece, care este o vioară expusă acolo, trecem prin orchestra mecanică, care însemna un cilindru perforat și ascultai un vals sau o mazurcă și apoi iarăși trebuia să învârți ca să continui dansul, până la MP3-ul de astăzi. Sunt o succesiune de invenții, magnetofon, casetofon, în fine. Dar ce faci cu până la urmă, singularitatea în care trăiești? Îți pui căștile și flanezi pe stradă, organismul tău deja trece pe verde, nici nu se mai uită privirea. Și m-am îngrozit când am făcut asta și am renunțat la MP3. Eu prefer în cele din urmă muzica pe care o pot asculta la alegere când mă întorc acasă și închid porțile. Pentru că, până la urmă, este un spațiu unde trebuie să te securizezi cu intimitatea ta. Sunt foarte multe obiecte de îmbrăcăminte, de exemplu, în această colecție. Vedem cum au evoluat și ele, cum a evoluat inclusiv moda. De asta spun că e o colecție foarte complexă și. Sunt restituiri de spații interioare dedicate unor secole. Este un spațiu care reconstituie intimitatea secolului XVIII cu mobilier și vestimentație adecvată și merge până în anii 40. Practic nu este o prezentare a evoluției costumului, ci a spațiului interior casnic, care presupune garnitură de mobilier până la obiectele uzuale pe care le foloseau doamnă sau un copil. Cât timp durează să pregătești o astfel de expoziție?
Păi, spre exemplu, în cazul unui alt proiect expozițional derulat de Muzeul Municipiului București, materializat în cursul anului trecut, lucrul a durat circa 7 ani. Este vorba de Muzeul George Severanu, situat pe strada Henri Coandă, numărul 26. De această dată vorbim despre obiecte ceva mai vechi decât cele care sunt expuse în Muzeul Vârstelor. Ne aflăm practic în casa unui medic radiolog de la începutul secolului al XX-lea, care nu s-a limitat doar la o carieră care a fost de altfel de succes în domeniul aplicării radiologiei în medicină, ci a fost și primul director al Muzeului Municipiului București în anul 1931. Acesta a donat municipalității o foarte bogată colecție de obiecte arheologice, circa 3.000 de obiecte și aproximativ 9.000 de monede. În anul 1956 a fost deschisă acolo prima expoziție, iar din cauza degradării în timp a clădirii, în anul 1990 a trebuit strânsă practic această expoziție. A urmat un amplu proces de restaurare, așa încât în toamna anului trecut noi am reușit să deschidem aici această expoziție foarte modernă. Vorbim despre obiecte antice, avem acolo expuse, avem expusă o mână de mumie, avem foarte multă ceramică grecească și romană, obiecte de podoabe romane, monede antice și medievale și așa mai departe. Și extrem de valoroase, bănuiesc. Extrem de valoroase, ceea ce este foarte, foarte interesant este că am ținut pas cu tehnologia și am folosit mijloacele moderne în îmbinarea dintre tematica expoziției noastre și explicațiile pe care le oferim publicului vizitator, așa încât legendele obiectelor au fost digitalizate, obiectele au fost fotografiate, iar vizitatorii își pot selecta pe tablete obiectul de care sunt interesați și primesc electronic această informație. Avem holograme, spre exemplu, sunt multe obiecte la care nu am avut acces, nu am putut să le expunem, fie că sunt împrumutate, fie că au fost restituite de-a lungul timpului altor proprietari și așa mai departe. Noi am avut fotografii 3D ale acestor obiecte și am reușit cu ajutorul acestor holograme să le punem în scenă și practic pot fi admirate de publicul vizitator. O altă componentă foarte importantă a acestei expoziții o reprezintă mobilierul expozițional modern, care a fost special tipodimensionat, în așa fel încât expoziția are două laturi. Una vizibilă, care practic publicul poate admira aceste obiecte flanând prin expoziție, și una ascunsă. N-aș vrea să vă dau mai multe detalii, aș vrea să invit aici telespectatorii să ne treagă pragul și să vadă despre ce este vorba. Într-adevăr, asta este un lucru ușor de observat. Arată altfel. Muzeul arată altfel. E mobilierul diferit, tehnologia de care pomeneați. De asemenea, muzica, lumina, toate acestea fac parte din experiență. Nu mai arată muzeul ca pe vremuri. Poate că și de asta merită să ne schimbăm părerea, dacă am rămas cu părerile acelea mai vechi de pe vremuri legate de muzeele din copilărie. Apropo de hologramă, la Muzeul Teodor Aman există o astfel de hologramă foarte interesant, e foarte high-tech Muzeul Aman, deși e o casă veche, foarte frumoasă, este una dintre cele mai frumoase din București, cred. Da, te poți fotografia cu Aman, după cum te poți fotografia și cu Rina Șuțu la Palatul Șuțu. Acum, muzeul, din punctul meu de vedere, are instrumentele necesare să ofere societății complementar un sprijin în a oferi variatelor generații și profesii, nu numai un spațiu de loazir, ci și un răspuns pentru ce au de făcut în continuare, pentru că noi suntem primii care am inclus în spațiul expozițional elementul numit prognoză. La Muzeul Vârstelor este inclus, este vorba despre evoluția noastră la o scală largă de timp în mediul urban, că suntem un muzeu al orașului. Uh-huh. Și încercăm să conectăm Bucureștiul cu alte orașe din Europa, lucru pe care în ultimul timp îl facem tot mai aplicat, iar nu peste puțin timp vom merge în Leipzig. Între București și Leipzig este un culoar stabilit de vreo 300 de ani, mai ales economic, și
cei din Leipzig nu cunosc încă faptul că orașul lor, prin transliterare, au dat unor orașe din mica Românie nume de stradă, unui tip de comportament și unui tip de afacere. Îl vor descoperi acum, pentru că noi vom duce acolo la primăria din Leipzig o expoziție dedicată acestui fenomen. Am publicat un volum academic în limba germană despre acest fenomen și vom duce și un film. Așadar, vrem să reconectăm orașul și cultura urbană, care este foarte dinamică în București, cu orașele europene. Iar muzeul este un instrument care poate folosi ca argument colecțiile pe care le deține, da, circumstanțindu-le istoric și, evident, discursului muzeal. Cum se decid ideile de evenimente, de colecții, de expoziții? Cum se face? Faceți la începutul anului o planificare? Evident că există o planificare. Uh-huh. Evident că începem cu un an mai devreme. A fost un efort constant să anunțăm la sfârșitul unui an pe site ceea ce vrem să facem anul următor, integral, așa cum se întâmplă în Occident. Dar totul este o decizie colectivă, să știți. Ne adunăm și stăm de vorbă, nu numai în Consiliul de Administrație, astfel încât să vedem cele mai creative idei care pot avea un conținut în timp real, adică într-un an de zile să prindă contur, și atunci investim resurse, bani, și, evident, timpul nostru, care este foarte important, până la urmă. Dar colecțiile, de exemplu, obiectele care fac parte din expoziția de la Cesianu Filipescu, e vorba de obiecte pe care le avea deja Muzeul Municipiului București sau sunt inclusiv din colecții particulare? Am folosit de-a lungul timpului în expozițiile noastre temporare, cu precădere, și obiecte din colecții particulare, obiecte foarte cunoscute, dar căutăm să valorificăm cu preponderență patrimoniul Muzeului Municipiului București. Iar în proporție de peste 95%, obiectele expuse în cadrul expozițiilor noastre sunt patrimoniul propriu al Muzeului Municipiului București, care a trecut de-a lungul timpului prin mai multe transformări. A fost prima dată un muzeu de istorie, după care s-a unit cu Muzeul de Artă și în felul ăsta, practic, a ajuns ceea ce este astăzi Muzeul Municipiului București. Și vreau să vă întreb, pentru că pomeneați ceva mai devreme de tehnologie, de faptul că arată foarte interesant, inclusiv pentru copii, aceste expoziții. Care e reacția în momentul în care văd, de exemplu, că poți să ai această variantă cu o hologramă care să povestească, apare Teodrama și îți povestește despre istoria casei? Care e reacția? Bineînțeles, copiii sunt foarte entuziasmați de ceea ce văd. Chiar săptămâna trecută am avut un grup de copii de la o grădiniță din apropierea Muzeului Severeanu, care a vizitat această expoziție, iar copiii efectiv nu mai plecau de acolo. Și ce fel de public aveți de obicei? Sunt tot așa copii? Mai sunt acele vizite organizate? Sau sunt oameni care pur și simplu trec în plimbare pe stradă? Este o poveste foarte complexă. Pot da două studii de caz, dacă vreți. Odată este așteptarea noastră, evident. Iar pentru asta am dezvoltat conceptul de stagiune muzeală, care include tot. De la conferințe, muzică clasică, jazz, în fine. Referitor la cei care sunt în căutarea unei profesii sau unei orbite profesionale sau vor să se specializeze, am creat un profil de agoră, dacă vreți, pentru cei cu înaltă calificare sau care vor un contact cu lumea externă. Avem proiectul Idei în Agora, pe care îl coordonează profesorul Sorin Antohi, de 2-3 ori pe lună un invitat străin sau lider din țară care vorbește din interiorul profesiei sale sau despre o temă pe care o agrează cu domnul profesor Antohi. Asta se întâmplă la Casa Filipescu Cesianu, dar separat, în fiecare zi de joi din 2014, săptămânal este o conferință unde comunitatea este invitată să vorbească prin reprezentanții ei, nu neapărat lideri, și aici, evident, ne adresăm cu pregătire studenților, masteranților, doctoranților. Ei pot veni să tracă un prag psihologic și să țină public o conferință din interiorul tezei lor, dar să și completeze biografia, să cunoască oameni interesanți. Al doilea caz pe care vreau să vi-l mărturisesc și este foarte recent. Bucureștiul a fost vizitat cu prilejul unui congres internațional de psihanaliză de un invitat din Argentina
și care a avut o după-amiază liberă și a ieșit pe calea Victoriei. Într-o zi, când nu prea a avut ce face și ce vizita, a intrat la George Enescu, era prea puțin de văzut, și s-a oprit într-un parc pe o bancă. Și acolo a găsit un flyer, era parcul nostru. Și omul fiind specializat în criza vârstei de mijloc și trecerea către senectute în pași lenți și pozitivi, nu a venit să creadă că există un muzeu al vârstelor undeva. L-a vizitat, a făcut tot posibilul să dea de noi, iar acum încercăm să legăm o corespondență pentru a ajunge în Buenos Aires și a prezenta muzeul vârstelor acolo. Asta înseamnă un succes pentru un public nișat, foarte specializat, dar care și el se află în căutare de răspunsuri pentru a-i ajuta pe cei mulți în fond. Cu siguranță. Și cum se procedează în astfel de cazuri? Cu toată expoziția mergeți înainte, nu. Căutați un spațiu? Cum se întâmplă? Expoziția rămâne pe loc. Ea este instrumentul de targetare și de exercițiu. Inclusiv studenții care vin la cursul de urbanism sau de antropologie, predau antropologie, trec pe acolo, că este un studiu de caz care îți arată evoluția vieții tale în mediul urban. Dar ne folosim de aceste expoziții permanente pentru a lega celelalte evenimente cuprinse în stagiunea muzeală. Se vine la stagiunea muzeală, se plătește un bilet de 10 lei, dar în prețul acestui bilet poți vizita expozițiile muzeului de acolo, timp de 30 de zile, oricând dorești. Se pot face și schimburi de experiență, obiecte pe care să le aduceți de la alte muzee într-un... La nivel național, asta facem deja. La nivel internațional, deocamdată, funcționăm pe elemente replicate și conferințe, dezbateri pe care le exportăm acolo și vin ei încoace și vorbesc despre munca lor. Know-how, nu? Vă rog. Legislația este destul de complicată, așa încât a exporta patrimoniul dincolo de granițe presupune un proces pe care trebuie să-l pregătești cu circa 2 ani înainte. Și bănuiesc că e și un risc foarte mare, fiind vorba de niște obiecte foarte valoroase. Se încheie asigurări, așa că... Dar în completarea discuției de mai devreme, când ne întrebați cum ne alegem ideile pentru proiecte, aș accentua faptul că în fiecare toamnă, pentru anul următor, facem un apel la proiecte pentru comunitate, așa încât chiar comunitatea să propună ideile pentru proiectele expoziționale sau editoriale din anul următor. A fost deja un astfel de feedback? Ați avut idei de la cei care poate vin să viziteze muzeul? Primim aproximativ 20-30 de astfel de proiecte în fiecare toamnă, care sunt analizate în Consiliul Științific, iar cel puțin 5-6 în fiecare an cu siguranță s-au pus în practică. Și aș vrea să mai vorbim despre Pinacoteca. Sigur. E un proiect la început, da, e un proiect la început, pentru că doar o mică parte, vorbeam chiar înainte de emisiune, o mică parte din colecție, o colecție foarte mare și foarte valoroasă, poate fi văzută la Palatul Șuțu. Puteți să ne spuneți mai multe? Sigur că da, este unul dintre subiectele care m-a atras de când am devenit manager. Mi-am spus că această colecție trebuie adusă la lumină și atunci am creat un spațiu expozițional în Palatul Șuțu, la etaj, și din 2016 avem o expoziție temporară care ține un an, care practic valorifică piese din această colecție. Putem să vedem câteva dintre ele chiar da, acum? Da, sigur că da, dintre piesele care au fost expuse. Și publicăm și repertoare. Primul volum dedicat Pinacotecii a apărut anul trecut și se găsește în magazinele noastre. Dar, evident, este doar o mică parte din cele peste 5.000 de piese, care include și sculptură și artă decorativă, această colecție. Și suntem în așteptarea unui sediu dedicat pentru a putea deschide în orașul București o pinacotecă. Sunt puține capitale în Europa care se pot bucura de așa ceva. Și să știți că avem și patrimoniu suficient pentru a pune în oglindă și o gliptotecă. Cum se pregătește un spațiu de muzeu? Cât de mare trebuie să fie? E un anumit stil pe care trebuie să-l păstrați? Acum, avantajul cel mai mare este să ai un teren și să construiești un spațiu proiectat și dedicat unei colecții. Complicat. Dar în micul Paris, spațiile nu sunt mari, sunt și ele mici. Inclusiv palatele noastre nu sunt foarte mari, dar nu asta ne deranjează. Important este să-l ai.
Odată ce spațiul îl primești în administrare, îl remodelezi, îl recalibrezi pentru a expune ceea ce alegi, și remodelarea nu este un capăt de țară, îl poate face destul de spațios, astfel încât să fie un fir al narațiunii complet pentru colecția ta. Lucrul acesta l-am făcut în toate spațiile deschise pentru public. Casa Filipescu Cesianu nu este foarte mare, dar acolo poți petrece ușor o oră, de pildă, și mai revii, că n-ai încheiat subiectul. La fel este și la Vila Doctorul Nicolae Minovici, unde este parțială deschisă expoziția permanentă, completăm anul ăsta. Este închis până în noiembrie Muzeul Victor Babeș, pentru că l-am igienizat și dorim să-l recalibrăm tehnologic, muzeal vorbind, astfel încât o casă memorială să valorifice cumva și intimitatea unei profesii care este în continuare foarte căutată, dedicată microbiologiei și virusologiei. Acum, un spațiu îl poți dedica printr-un proiect care poate însemna până la 3 ani de zile. De exemplu, vă povesteam de cele două spații care vor intra în reabilitare, Casa Memorială Gheorghe Tătărescu cu fonduri europene și Curtea Veche, cu sprijinul Primăriei Municipiului București, amândouă. Șantierul ar putea dura maxim 2 ani, iar noi avem maximum un an pentru a-l reintroduce în circuitul turistic. Cât timp durează șantierul, noi lucrăm pentru ceea ce urmează să se întâmple acolo. Cum arată o echipă care se ocupă de un astfel de proiect? Cam câte persoane sunt? Până la 30 de persoane. Până la 20? 30. Până la 30. Am avut și 30 de persoane. Destul de mare, nu sunt foarte mulți. Sigur că da, e foarte interesant să lucrezi în echipă. Sunt toți șefii de secții, apoi apar muzeografi, apar restauratori, apar conservatori, apoi echipa externă, care înseamnă proiectant, evident un arhitect, apoi diversi furnizori de logistică muzeală, cu care trebuie să fim într-o sinteză totală atunci când ne sincronizăm pe un calendar dedicat unui astfel de proiect. Nu este deloc ușor, însă atunci când finalizezi, bucuria este deplină. Și de fiecare dată a fost așa, să știți. Bun, și tocmai pentru că suntem în anul centenarului, să vorbim și despre evenimentele prilejuite de centenar. Ce ne-ați pregătit pentru 2019? Am pregătit o expoziție care se află la Palatul Suțu, sunt imagini deja. Se numește Fizionomie Unificatoare, povestea unui proiect de țară, și este dedicată unui fenomen foarte interesant. Noi am preferat o perspectivă holistică dedicată unei perioade de timp care a însemnat vreo 4-5 generații care s-au investit cu toatele în crearea din nimic a unei structuri instituționale care să fie fezabile, România de astăzi. Și evident că ei, sincron cu acest efort de a căuta bunăvoința unor terți din jurul nostru și de a construi bucată cu bucată această țară, s-au folosit de un angrenaj mitologic, de personaje istorice sau de personaje în timp real, cum a fost regii noștri, nu? Care trebuiau să se legitimeze de undeva, și persoana cea mai legitimantă a fost, evident, Mihai Viteazu, cel care, din dorința lui împlinită de a avea cele trei țări în stăpânire, și a reușit să o facă, treaba lui cum, da? Cu instrumentele epocii, evident, el devine personajul care centrează și legitimează pe fiind inclusiv Nicolae Ceaușescu s-a legitimat cu el și propaganda l-a preluat. Dar dincolo de asta, rămâne un personaj interesant. Atât de interesant încât ne-am bucurat de șansa de a avea măsurăturile antropometrice și fotografiile antropologice realizate de profesorul de anatomie Francis Greiner în primăvara 1920. Și pentru că ați pomenit de acest lucru, e un subiect în sine cel pe care l-ați anunțat. E un proiect foarte interesant al Muzeului Municipiului București. Reconstrucția chipului lui Mihai Viteazu a fost o premieră națională după aceste fotografii și măsurători de care pomeneați ceva mai devreme. Tânărul sculptor Radu Tudor Panait a fost cel care s-a ocupat de acest proiect. Alegerea nu a fost întâmplătoare. Artistul este nepotul lui Tudor Panait, autorul celebrei statui ecvestre a lui Mihai Viteazu din Craiova. Reconstrucția a început prin elaborarea craniului pe o armătură metalică umplută cu spumă poliuretanică. Partea cea mai migăloasă a fost inserarea firelor de păr, un
frizer s-a ocupat de părul domnitorului, un croitor specializat în costume de epocă s-a ocupat de hainele lui și rezultatul, iată, este unul surprinzător. Nu prea seamănă cu Amzapele, asta au observat mulți, Amzapele, cel care l-a jucat pe Mihai Viteazul. Trebuia să fie invers, Amzapele să semene, dar... Este pentru prima dată când o figură istorică prinde viață. E un proiect pe care l-am încercat înainte să fiu manager. Aceste fotografii l-am arătat unor antropologi la Institutul de Antropologie din Viena, dar un alt coleg cu care am fost în echipa asta, dr. Octavian Buda, de la Institutul Medico-Legal, a vorbit la, în Anglia, la Newcastle și în Birmingham, cu antropologi care s-au ocupat de Henric al III-lea, de pildă. Însă nu am captat bunăvoința lor. Bine, era vorba și despre bani în povestea asta, dar era un personaj aproape anonim din Europa Orientală, nu atât de celebru încât să le atragă lor atenția. Dar am reușit noi să facem asta. Este în fond personajul care ne marchează istoria, frecvent, dacă ne gândim la el. Și este un șantier deschis în 2016, care a fost încheiat anul trecut, în noiembrie, practic. Iar din punctul nostru de vedere, am vrea să continuăm. Francisc Rainer, să știți, a avut această șansă, vă spuneam, e foarte important de subliniat, în primăvara anului 1920, când craniul lui Mihai Viteazu a fost preluat de către statul major la armate române să fie plimbat simbolic prin noile provincii. Iar el a fost chemat în mare secret la Iași pentru a-l autentifica, ca să știe ea ce plimbă. El l-a autentificat, a făcut măsuri, l-a datat, a spus din ce cauză a murit personajul respectiv și acest șantier a ajuns până la noi prin intermediul Institutului de Antropologie Francisc Rainer, care există și astăzi și le mulțumim pentru sprijin. Iar pe măturile lui am putut deschide acest șantier după atâta decenii distanță. Cât a durat să puneți acest proiect în aplicare? A durat aproape 2 ani. Din momentul în care v-ați gândit... Am luat decizia, da. Doi ani, iată, rezultatul surprinzător. Care au fost reacțiile vizitatorilor? Păi, expoziția este deschisă de vreo 3 luni. Reacțiile sunt în desfășurare, iar cartea de onoare vă așteaptă să le citiți. Durează tot anul, bănuiesc, tot anul centenarului. Până anul viitor, în februarie, cât ține acest eveniment dedicat centenarului, dar... Evenimentul dedicat centenarului, istoric vorbind, de totuși o continuitate, pentru că tratatele au fost finalizate către 1920. Și ce alte evenimente pregătiți? Dacă puteți să ne spuneți. Sigur că sunt și surprize. Sigur că da. Sunt o serie de filme realizate deja. Sunt lansate în fiecare lună la Palatul Suțu. În luna martie este un film dedicat pictorilor evrei în primul război mondial. Dar apoi vor mai fi câteva filme despre primul război mondial, filme documentare, vreau să spun, apoi despre Regina Maria în primul război mondial, dar și eroine, așadar femei, care în primul război mondial au avut o serie de intervenții foarte reușite pentru România, ca să iasă așa cum ne-am dorit-o. Iar aceste filme pot fi vizionate în cadrul acestei expoziții despre care am vorbit și, de asemenea, le vom oferi publicului la stand pe sticuri dedicate, astfel încât publicul să ajungă la ele. Pregătim anul acesta o carte despre București, Bucureștiul primilor ani de după primul război mondial, nu numai ca atmosferă, dar și ce s-a putut construi de atunci pentru a putea funcționa mai departe această țară. Și în noiembrie va fi o conferință pe care ne-a propus-o domnul profesor Rina Antohi și domnia sa o va coordona. Este dedicată diasporelor românești, nu numai din Europa, dar și din America Latină sau America de Nord. Și este vorba de românii multiplicate, care pulsează în jurul României pe care noi o avem și în ce măsură le putem corela ca să putem rămâne împreună. Asta se va întâmpla în noiembrie anul acesta. Vorbea chiar acum domnul Majoru despre un proiect pe care l-a dorit foarte mult, l-a visat foarte mult acest proiect, reconstrucția facială pentru Mihai Viteazul. Dumneavoastră aveți un proiect pe care îl visați de mai mult timp, nu ați reușit să-l puneți în aplicare? Din fericire, în ultimii 4 ani am reușit să punem în aplicare tot ce
ce ne-am propus. Care a fost proiectul de suflet pentru dumneavoastră? Proiectul de suflet pentru mine a fost Muzeul George Severeanu, pe care, din fericire, am reușit să-l deschidem, să-l punem la dispoziția publicului vizitator în toamna anului trecut. Mai avem în cadrul Muzeului George Severeanu o sală foarte spațioasă unde vom pregăti expoziții temporare, deoarece nu am reușit în cadrul spațiului avut la dispoziție să valorificăm întreaga colecție Severeanu. Iar pentru sala respectivă pregătim, începând cu toamna acestui an, expoziții temporare. Puteți să ne dați câteva exemple, să ne spuneți cam la ce să ne așteptăm? Avem, de exemplu, o colecție foarte bogată de monede, o colecție numismatică foarte importantă. Avem medalistică, sigilografie și acestea vor fi tratate pe categorii de obiecte în cadrul unor proiecte expoziționale viitoare. Dar dincolo de expoziții, dincolo de valorificarea prin expoziții, Muzeul Municipiului București are o serie de alte activități. Una dintre ele ar fi, de exemplu, simpozioanele. Avem anual 4 simpozioane, unul de artă, unul de arheologie și numismatică, unul de antropologie și unul de istorie și patrimoniu, unde specialiști atât din țară cât și din străinătate vin și își susțin comunicări la nivel academic, pe care le pun la dispoziție atât publicului interesat și cunoscător, dar și vizitatorilor care în felul acesta pot fi puși la curent cu ultimele cercetări în cadrul domeniilor menționate. Și continuăm discuția noastră după publicitate. Aș vrea să vorbim și despre casele memoriale. E un proiect foarte interesant și acesta. Și că vorbeam despre intimitate și despre modul în care au evoluat lucrurile în acea expoziție de la Casa Filipescu Cesianu. Să vorbim și despre care senzația pe care o lasă, iată, faptul că intri într-o casă cu toate obiectele acelei familii, o familie celebră, vom spune despre ce este vorba, sunt niște mari colecționari, niște mari oameni de cultură, după publicitate vorbim. Activitățile pe care, despre evenimentele pe care le-au pregătit cei de la Muzeul Municipiului București în anul centenarului, dar și despre expozițiile care pot fi deja vizitate de mai mult timp, despre casele memoriale, pomeneam ceva mai devreme. Și tocmai pentru că aveți foarte multe în portofoliu, care sunt casele memoriale și care, ce înseamnă practic casă memorială comparativ cu muzeul propriu zis? Pentru că e și aici o terminologie pe care nu toți o cunosc. Da, sunt case muzeu, e adevărat, dar ele practic conservă memoria proprietarului, care a lăsat o amprentă consistentă în viața culturală a României. Dacă ar fi să luăm un caz, ne gândim la Teodor Aman, care e unul dintre fondatorii Școlii de Bele Arte, iar singura casă de atelier păstrată in situ, cu mobilier făcut de el, practic, cu lucrările lui, este Muzeul Teodor Aman, care are valoare memorială. Asta este ideea. La fel se întâmplă cu Muzeul Cecilia Cuțescu-Ștorc, Frederic Cecilia Cuțescu-Ștorc, cu Muzeul Pompiliu Macovei și mai este casa memorială Gheorghe Tatarescu, care va intra în reabilitare. Care încă nu poate fi vizitată, de dar exact. Ne spuneți că inclusiv observatorul este o casă memorială. Noi ne gândeam că mai degrabă a fost construită ca muzeu. Istoria casei, iată, este mai puțin cunoscută. Este casa amiralului Vasile Urseanu, care a fost donată municipalității, unde se pot face observații și colegii noștri din colectivul de acolo fac observații astronomice pentru public atât diurne cât și nocturne, de miercuri până duminică. În cadrul observatorului astronomic funcționează și o expoziție permanentă dedicată acestui subiect, dar începând de toamna trecută, acolo se află și Biblioteca Muzeului Municipiului București, care până vara anului trecut a funcționat în cadrul Palatului Suțu, într-un spațiu, să-i spunem așa, neadecvat, la modul că nu mai era suficient spațiu pentru dezvoltarea colecțiilor acestei biblioteci, iar începând de toamna trecută, ea funcționează în cadrul Observatorului Astronomic. Și să spunem că este singurul de acest gen deschis pentru public, ca observator astronomic, din cadrul unui muzeu. Sigur că da, este singurul
care porțile deschise pentru public. Palatul Sud-Sud anul trecut este deschis integral pentru public. De acolo a plecat administrația și mai nou vom avea un spațiu dedicat copiilor și personalizat pentru ei la Palatul Sud-Sud, unde a rămas practic și zona de PR, marketing, relații cu publicul și proiecte culturale. Acum, ceea ce urmează. S-a vorbit despre bibliotecă. Ceea ce urmează și ar trebui să facă și alții este să deschidem patrimoniul pentru public, adică depozitele. Bun, în depozit nu se poate intra fizic, dar se poate intra virtual. Așadar, peste 30 de zile vom inaugura mansarda Casei Filipescu Cesean, un depozit vizitabil. Vor fi 20 de locuri cu 20 de laptopuri. Cel care vrea să se informeze pentru a se specializa sau își construi o lucrare științifică poate vizita depozitele noastre pe colecții și pot accesa fișele de specialitate. Iată din nou tehnologia, cât de mult ne ajută. Și dacă vorbim aici de tehnologie, ce contează cel mai mult? Tocmai pentru că e o instituție mamut în sensul bun al cuvântului, e o instituție mare, e o entitate importantă care cuprinde foarte multe muzee, vorbim de Muzeul Municipiului București. Ce contează cel mai mult în activitate? Contează promovarea? Contează, nu știu, colecțiile? Contează expozițiile? Ce contează cel mai mult pentru dumneavoastră în activitate? Comunicarea. Comunicarea. Și înțelegerea. Apoi se leagă totul. Se creează masă critică și este creat lanțul trofic organizațional, dacă vreți. Nu este mai management aici. Însă lucrurile astea au putut fi urnite, este odată fabrică. E adevărat, este un muzeu pavilionar, ceea ce îngreunează un pic lucrurile. Sunt 18 imobile în intrul acestei instituții, sunt multe depozite de patrimoniu, sunt atelier de restaurare. Deci în spatele acestor 11 muzee mai sunt altele care practic înseamnă motorul din spate. Iar noi nu suntem foarte mulți. Cât sunteți? Suntem 145 cu totul. Iar cei care orbitează în jurul creativității în timp real sunt mai puțin de o treime. Dar asta este realitatea fiecărei instituții din țara asta. Din fericire, am avut ocazia ca în ultimii 4 ani să facem destul de multe angajări și am adăugat colectivului niște tineri de care suntem foarte mândri. Cât de mult contează promovarea? Chiar ne-a dat un exemplu foarte interesant că un mare specialist, fiind în vizită în București, a văzut un flyer într-un parc. Și iată, de acolo poate impactul să înceapă și o colaborare frumoasă. Foarte puternic. El pe 10 martie la Universitatea Maimonides din Buenos Aires va închide ciclul universitar prezentând acest muzeu. Eu i-am dat un PPT cu un profil academic dedicat fizionomiei mediului urban. Îl va prezenta în numele meu și apoi va lansa invitația pentru mine să ajung acolo în noiembrie, când la ei este primăvară și începe un nou ciclu universitar. Dar antropologia urbană nu este întâlnită în Europa. Însă cele două amenajări l-au dezvoltat foarte puternic pentru că orașele lor au niște ritmuri foarte accelerate de dispersare în spațiu. Drept urmare, sunt foarte angajați pe profilul ăsta și au fost foarte surprinși de această nișă. Bun, acum vom vedea cum vom exploata. Dar în momentul de față traducem în limbi străine cele mai importante lucrări ale noastre, pentru că avem și o producție editorială consistentă de la an la an, ale colegilor noștri cu precădere, dar am publicat și cărți dedicate Bucureștiului venite din partea comunității și care ne-au convins. Deci funcționează lucrul acesta foarte bine. Ne interesează să oferim tinerilor niște pârghii pentru carieră, că sunt în clasa 8-a sau sunt la liceu sau ajung să intre la facultate, practic în acest continuum de perfecționare profesională, să aibă pe cine întâlni, cui pune întrebări, cui să ofere eventual un răspuns. Și ne-a interesat să construim această platformă comunitară, folosindu-ne de logistica muzeală, pentru că, vorbiseră noi mai devreme, la Minovici nu este numai un muzeu, la Vila Nicolae Minovici. Este și o sală de conferință absolut nouă, cu toată logistica adecvată, cu intrare prin parc, autonomă, unde poți avea de la conferințe academice până la expoziții temporare.
dedicate unei conferințe, de pildă, sau muzică clasică. De urmare, nu este culoar cultural pe care să nu le exploatăm în această instituție în momentul de față. Știu că sunt la Casa Filipescu Cesianu, sunt foarte multe piese, concerte, nu mai vorbim de simpozionul de care pomeneați ceva mai devreme și care a fost de curând, și de alte evenimente, dar sunt evenimente pentru public. Ce, au succes? Da. Vine multă Sigur lume. Că au succes. Avem săptămânal piese de teatru și muzică într-un spațiu, să spunem așa, neconvențional, în mansarda Casei Filipescu Cesianu, iar publicul se bucură foarte mult de aceste activități. Iar în parc se întâmplă altceva, pentru că aveți un alt spațiu în care se expune, nu? În acel parc foarte frumos de lângă casă. Sunt spații recuperate prin amenajări peisagiste succesive. Și la Șuțuia asta, și la Muzeul Aman, și la Muzeul Victor Babeș a fost amenajat peisagistic spațiul verde, dar cele două mari parcuri sunt la Casa Filipescu Cesianu și la Dr. Nicolae Minovici. Am luat modelul vienez, adevărat nu l-am inventat eu, și anul trecut în vară au fost puse șezlonguri și cărți pentru lectură, iar publicul, în parcuri intrarea este liberă și când muzeul este închis. Da, te poți plimba, poți mânca ceva, îți prind copilul, în fine, te relaxezi. Îți iei o pauză de oră de la office și cobori în parc, cum este cazul Casei Filipescu Cesianu. Dar acolo se mai întâmplă ceva. La Casa Filipescu Cesianu avem spațiu pentru teatru, în aer liber și muzică clasică. Și o scenă mare. Sigur că da. La Vila Minovici este loazir, este foarte multă liniște și sala de conferință unde putem avea concerte, cu precădere. Foarte interesant. Se întâmplă foarte multe lucruri. Da, și dincolo de volumele de autor de care amintea domnul director mai devreme, care sunt editate de Muzeul Municipiului București, noi mai avem și niște reviste științifice. Adevărate spații de dezbatere între specialiști. Aș aminti aici revista noastră, anuarul nostru București, materiale de istorie și muzeografie. Mai tânăra revistă, revista de cercetări arheologice și numismatice și revista de antropologie. Acestea sunt puse la dispoziție publicului nostru și specialiștilor și celor interesați în mod gratuit pe site-ul Muzeului Municipiului București, pentru că am considerat, pe de o parte, că fondurile pe care le-am avut la dispoziție să edităm aceste volume sunt fonduri publice, patrimoniul reprezintă practic colecții publice și atunci publicul trebuie să aibă acces gratuit la aceste reviste științifice ale muzeului. Pentru dumneavoastră, cum e această experiență anul centenarului? Cum v-ați pregătit? Pentru că sunt mai multe activități decât cele pe care le-ați avut până acum, activitatea fiind oricum intensă. Am mai avut, pe lângă proiectele pe care le-am amintit în această seară, și două volume filatelice. Este o adevărată provocare, vă dați seama. Toate instituțiile au pregătit o serie de evenimente prilejuite de centenar. Încercăm să ținem și noi pasul și să ieșim mai mult decât bine. Atât, avem o colaborare foarte frumoasă și colegială cu Muzeul Național al Teatrului Române, care este tot la primăria municipiului București. De exemplu... Și care este un spațiu nou și foarte... Da, e fabulos. Fabulos. Deci, da, modern. Veți vedea Muzeul al Literaturii, pe care l-ați vizat probabil în ficțiune, într-o povestire foarte frumoasă, dar e atât interactiv, cât pur și simplu te va determina să-ți redobândești deprinderea de a deschide o carte, da? Nu pe o tabletă să descarci cărți, să citești acolo. Însă, revenind împreună cu Muzeul Național al Literaturii Române, vom merge la Târgul de Carte din Leipzig, vom merge la Târgul de Carte din Frankfurt anul acesta, la Bookfest, iar această asociere cu ei ne avantajează foarte mult, mai ales privind know-how-ul legat de politica noastră editorială. Va fi o lună din toată această activitate, oricum susținută, va fi o lună mai plină de evenimente, poate în decembrie să fie mai multe? De obicei cam așa. Vitezele încep să devină accelerate din martie, deja vom pleca în Germania pentru aceste proiecte, cum v-am și povestit. Vor deveni tumultoase în timpul verii, pentru că
Școala de vară la muzeu înseamnă 4 ateliere într-o săptămână, dar diferite ca tematică și în mai multe spații, înțelegeți? De la atelier de... dați un exemplu? Da, sigur că da, de la atelier de teatru la atelier de olărit. Adică încercăm să replicăm produse din colecția Severeanu, de pildă, piese interesante, chiar și neolitice, zeități. Apoi ateliere de fabrica hârtie manuală, apoi o școală de astronomie pentru copii, o școală de antropologie pentru copii, căci crește, fiecare dintre noi are o vârstă pe care o arde și trebuie să înțeleagă fiecare etapă prin care trece. Și apoi atelier de pictură, dar și vizite dedicate copiilor și deci adecvate în parametrii educaționali în expozițiile noastre. Se decupează un personaj, publicăm carte de colorat. Avem o carte care valorifică muzeul Aman și completez tabloul lui Aman cu creioanele tale colorate, dar și copilăria lui Constantin Bălăceanu Stoniș, povestită de el, dar el este personaj de bandă desenată. Este apărută acum 2 zile și se va găsi în spațiile noastre foarte curând. Și este tot un proiect al Muzeului, Municipiului București. Deci, practic, investim în proiecte culturale destinate tinerilor și din perspectivă educațională. Se vede lucrul ăsta? Se vede lucrul ăsta, bineînțeles. Numărul tinerilor a crescut? Numărul tinerilor din 2015, mai abitir de când am deschis excursia permanentă la Platul Suțu, timpul orașului, este în creștere constantă cu cel puțin o treime, deci până la 35%. Asta ca să facem o paralelă cu subiectul cu care începusem, muzeul la care mergeai din obligație, că erai cu clasa și asta era atunci, lucrurile, iată, au evoluat. Mergeți să vizitați, să vedeți aceste expoziții. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și mult succes în anul centenarului, mai ales că veți avea atât de multe lucruri de făcut. Rămâneți pe B1 TV. Proiect susținut